și aici avem un spațiu de depozitare la demisol. Unelte, scule, ceva provizii, bicicletă, niște rafturi cu accesorii pentru scule, unelte, avem și o undiță, n-am văzut prin zona lac sau baltă, avem un trimmer, de fapt două, asta e un Bosch. Le recunosc imediat. Mai avem încă unul mare, o benzină. Semințe pentru flori, rasaduri, legume. Ceva nutrienți pe acolo sau erbicide, pesticide, habar nu am ce sunt. Mai un căper aici cu ceva mobilieră mai vechi. Iar la fel încă o bicicletă. Asta e ușa de la garaj care se vedea din exterior. Garajul e cam ocupat. Ce avem aici? Un compresor Black & Decker, destul de mare, cred că are 50 de litri butelia. Unelte, șurubelnițe, asta e șurubelniță cu acumulatori. Șuruburi, ciocane, fierăstraie, niște lanțuri stil. Drujbă. Nu reușesc să văd de care sunt. E o filetantă, lipsește acumulatorul Titan. Nu știu ce marcă este. Un polizor unghiular 215. Furtun pentru compresor. O rolă de cablu. O pârlitoare. Furtunul de la pârlitoare. Mai avem pe aici fel de fel de instrumente. Asta cred că este un gater sau ceva. Nu-mi dau seama de aici. Un motocultor. Habar n-am dacă mai e funcțional. Ce scrie Honda? Honda. Un motocultor Honda. Pare destul de vechi. Nu știu dacă e funcțional, o să-l întreb pe cumnatul meu să văd dacă mai merge. Avem ceva de la Makita aici. O valiză. Avem o filetantă Makita. Asta văd că are acumulatori. Funcțională. E cu percuție. Da. S-o bag la loc. Îmi place valiza, e din aluminiu. Mai avem aici o multifuncțională stil. Din aceea cu segmente telescopice. Avem un fierăstrău pentru arbuști. Mai are tija asta
pentru tuns iarba, deci motocoasa. Acolo probabil are și un fierăstrău cu lanț, nu-l văd eu. O fi el pe aici pe undeva, foarte interesant. A, nu, asta e separată, am crezut că este, nu, asta e separată, că se vede acolo are motorul, nu-mi dau seama ce este. Și asta este separată, este o multifuncțională, sau cum îi zice, un, are mai multe capete. Ok. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Niște spălătoare din astea cu presiune. Carher. Asta primul de jos mi se pare că am ciudat. Ca forma, nu știu exact cum funcționează și la ce. N-am mai văzut modelul ăsta. Asta e din ăla normal, spălător. Cu tijă. Cu lance pentru mașină, probabil. Și ce avem noi aici? Trei drujbe. Hai să vedem mai de aproape. Avem una din asta mare, stil. Hai să vedem ce model este. Le punem așa ca să vedem. Ce model este? Deci un stil MS 261C. Mai avem una top handle. Îmi plac genul ăsta de drujbe. Am dat eu ceva jos acolo. Ia să vedem asta ce model este. Stil MS 201 TC. Par destul de uzate. Sper că încă sunt funcționale. Să zic să le facem o probă și mai avem încă una aici. Iseki. Habar n-am auzit în viața mea de marca asta. Ok. Deci cam astea sunt. Travai. Hai. E în pauza de lucru. El lucrează la primărie, la întreținere de spații verzi, de asta și are atâtea unelte de întreținere de spații verzi. Deci cam asta este demisolul, uneltele. În valiza asta aici nu știu ce. A, avem aici un circular, din câte îmi dau seama, un fierăstrău circular, niște butelii,
Aici în zonă nu e gaz, nu știu, parcă v-am mai spus treaba asta. Ok, mai este un fișet aici în spate. Par a fi niște hârtii, nimic interesant. Ok, hai să ieșim și de aici. Asta este o sobă veche pe gaz, din câte îmi dau seama. Uite, cățelușa dorme aici. Cățelușa Forca. Ce faci? Ce faci tu? Ce faci? Aici dormi? Asta e locul tău? Aici dormi tu? Ce faci tu? Mai au și un pisoiaș. Stai acolo. Stai acolo, că n-am venit să te deranjez. N-am venit să te deranjez. Stai acolo. Un fel de cramă. Niște sticle. Na, depozit. Fie, uite câte biciclete. Au numărat vreo 4 biciclete până acum. Dacă aș fi venit vara, m-aș fi dat și eu cu niște biciclete pe aici, prin zonă, că tare e frumos în spatele lanurilor de grâu. Hai, du-te la loc. Dormi. Ok. Cam asta a fost de arătat prin curte. Aș fi totuși curios să văd și în magazia asta ce este. Avem o ușă culisantă care merge un pic în greu. Uite, încă o bicicletă acolo. Avem mașina de tuns iarba de la Viking. Chiar mă întrebam unde au mașina de tuns iarba. Pe benzină. Pare a fi foarte lată. Cred că are undeva la 60. Și mai avem o motosapă electrică. Garden tehnic, habar n-am. Asta cred că o folosește sormea în solar, în seră. Când intră. Scări, schele, na. Coșurile de gunoi. Aici se reciclează separat gunoiul. E un grătar. Ceva unelte, niște baroase. Lopeți și așa mai departe, unelte pentru grădină. Deci cam asta este, dacă reușesc să împing la locul și asta. Ok. Altceva prin curte. Asta pare a fi un plug. Ceva a rămas de pe la motocultor, nu mă pricep la motocultoare. Deci cam asta e. O să încerc să vă arăt și de prin casă cum au în casă. Și avem bucătăria la intrare. Exact ce vă spuneam, lădițe recondiționate și folosite ca rafturi. Uite. Un suport pentru pahare din niște greble vechi. E și acolo încă una. Aici avem un fel de salon
cu locul de servit masa. Acolo este amenajat un spațiu ca un fel de cameră de zi. Ce faci? Bine, mă uit la televizor. O mașină de cusut Singer, folosită probabil ca masă simplă. Și asta este una din creațiile surorii mele. Niște bolțari din aceea pentru fundație, vopsiți sau văruiți. Și niște blaturi din lemn plăci natur, folosite ca poliță. Arată foarte bine. Au un șemineu. Un șemineu destul de mare, care încălzește toată casa. Am simțit pe pielea mea ce putere are. Are un tiraj foarte bun, arde destul de bine. Eu mă miram când întrebam, bagă butuci ăștia întregi? Și mi-a zis că da. Și mă miram cum pot să ardă necrăpați așa. Și chiar îi duce fără probleme, fără să mai fie nevoie să fie crăpați. Acolo în spate unde este Andreea, este un dormitor. Avem două băi separate, closetul în stânga și baia cu dușul și chiuveta sunt în dreapta. Un fel de leagăn suspendat pentru aia mică. Și aici mai sunt două camere. Asta este dormitorul fetiței. Tot ce vedeți aici este făcut de sora mea. Din materiale reciclate. Deci acolo are un pătuț cu scăriță, un spațiu de joacă. Aici este o altă cameră de joacă. Uitați câte jucării poate să aibă acest copil. Păpuși. Aici avem scările. Astea duc tot la demisol. Mai este un spațiu care când și când mai poate fi folosit pentru oaspeți. De exemplu, mai este un loc de dormit aici. Și din coace este un loc de depozitare a diferitelor lucruri. Din câte am înțeles, aici se dorește a se face o baie, o altă baie. Deja este în lucru. Și sus, scările duc către un fel de
mansardă, să zic așa, descoperită, unde tot la fel se poate dormi. N-am mai aprins lumina, vă arăt așa. Un spațiu care la nevoie poate fi folosit, fie pentru depozitare, fie pentru a mai dormi cineva. Și cam asta am avut să vă arăt și de prin curte și de prin casă. Sper că nu v-am plictisit. Concediul meu se termină mâine. Am avut 4 zile frumoase, m-am plimbat, am văzut foarte multe lucruri. De mâine ne întoarcem acasă să începem să terminăm treburile pe care le mai avem și noi pe acasă. Sper să vă fi ținut captivi, să nu vă fi plictisit cu ce v-am arătat. O să ne revedem la următoarele mele videoclipuri. Până atunci, ca de obicei, vă salut și vă doresc mult spor la treburi. Ce vrei, mă, urâtule? Ce vrei? Stai acolo. Ce față ai, mă? Pisoi. Ce vrei?